Astăzi suntem la o nouă ediție Te Testez. Așa se numește emisiunea noastră, în care testăm cu drag și automobile și vedete, dragi noi, vedete pentru public, dar pentru noi prieteni. Suntem într-un Porsche Cayenne care aparține Natalia Gordienco. Hello. Copilot este chiar proprietara lui. Spune-ne, te rog, ce motor are această mașină? De cât cunosc eu, are 2 litri de diesel. 2? Da. Nu cred. Da. 3? 3, poate și 3. Mai degrabă? Mai degrabă 3. Câți ai putere? Nu știu. Despre... Și acum o să vă auziți piesa deosebită, specială despre șoferul nostru, extraordinar, deosebit. Da, e un adevărat crasaucec. Mulțumesc, mulțumesc. Bine că mi-am pus ochelarii ca să nu mă rășesc. Îmi cresc în barbe. Я к нему хочу, я о нем молчу. Страны силы притяжения любви. Слов не подобрать, чтобы я могла о нем сказать. Время на часах отмотать назад, чтобы снова утонуть ему глаза. Обо всем забыть, снова полюбить и рядом быть. Красавчик ты мой, один лишь такой. Без тебя я не могу. В любви для меня ты главный герой. Я люблю тебя. Ce-ai face? Люблю. Citeam gândurile și le controlam. A cui? Oamenilor. Ce? A cui gânduri? Oamenilor. Pe cine iubești? Iubesc pe familia mea și prietenii mei. Și iubesc profesia mea. Ce prezentator îți vine acum în minte? Eugen Butnaru. Asta e bun, asta e bun. Spune-mi, te rog, care e supereroul tău preferat? Sailor Moon. Ce putere avea Sailor Moon? Sailor Moon? Ea poate, poate să facă orice. Ce ți-ai spune dacă te-ai întâlnit pe tine la 18 ani de zile? Dacă eu mă întâlneam pe mine la 18 ani? Da. Poate să nu, să nu fiu așa de deschisă, că eu sunt un om foarte, nu știu, deschis permanent pentru tot ce se întâmplă, pentru oameni și uneori ei fac lucruri nu prea frumoase și din cauza că sunt foarte, nu știu, sincere cu ei și uneori deschid sufletul și inima, e mai greu după ce descoperi și afli momente nu prea plăcute. Da. Cine vrea să o vadă pe Natalia Gordienco în costumul Evei? În costumul Evei? Nu orice bărbat, normal. În costumul Evei mă vede foarte des prietena mea cea bună sau bunica, mi-a văzut de mai multe ori. Cățelușii mei mă văd permanent acasă. Dacă ai face altcineva, cine ai fi? Bărbat. De ce? Nu știu. Simți că ai un caracter puternic? Da, din cauza aceasta m-am gândit. Am înțeles. De mai multe ori, că dacă mama mă năștea, sau cum corect în română, da, dacă eram să mă nasc ca bărbat. Da, eram să mă nasc ca bărbat, că eram bărbat tot, nici vota că... Ce faci când ești singură, în liniște, acasă? Mă simt foarte bine. Că uneori mă gândesc și simt că obosesc de oameni și că totuși profesia e, sunt o persoană publică și uneori totuși te obosești de gălăgie, de evenimente și de oameni și de emoții și când stai liniștit în pat cu carte sau un film interesant, cum mă simt foarte bine. Ce nu ai face niciodată?
pentru nimic în lume. Niciodată să nu spun niciodată. Și cu totuși, cât Andra. Și totuși dacă e să, și să, totuși, să ai ceva. Să vorbim despre cum regimul sănătos. Da. Nu o să consum niciodată narcotici. Drugs. Niciodată să nu spui niciodată. Cum ai cuprinde un șofer la volan? Cuprinde? Cum l-ai cuprinde? Ei, bine, bine. Bine. Am înțeles. Deci aveam eu așa, aveam o dilemă. Cum s-a întâmplat asta? Ok, e bine că nu mi-a rugat altceva. Cât de des spui minciuni? Eu spun că de des nu pot să vă spun. Iarăși minciune. Ți-a propus cineva din public să te ia de nevastă? Da. Și cum ai reacționat? Bine. Noi în fiecare ediție chemăm câte un prieten de-a nostru. Suntem de acord să chemăm și neprieteni care ulterior o să ne fie prieteni. Tu cine crezi că s-ar potrivi să se destăinuiască și să răspundă la provocări alături de noi? De exemplu, eu acum mă gândesc, mie mi-era interesant poate să aud răspunsurile la provocările voastre. Carlos Dreams, poate. Că acum tu vezi pe ascult. Am Carlos și... Dreams? Da. Venim? Să fac publicitate că, ca să vadă. Natalia Gordincu. Ascult CD-ul și îmi place la nebunie și eu cu mare drag. Carlos Dreams. Carlos Dreams este unul dintre următorii noștri invitați la Te Testez. Sperăm. La Te Testez. Pe lângă asta, mai avem și o provocare pentru Natalia Gordi. E încă ultima pentru această ediție. Provocarea noastră e aici. Deci, avem o știre despre tine. Interpreta Natalia Gordienco se pare că va aduce publicul și fanilor săi o nouă piesă de vară. Deci e o știre despre tine. Ce e important că e știrea e pozitivă. Da. Trebuie să o citești. Avem trei fragmente, okay. E fragmentată. Trebuie să o citești cu trei stări diferite. Prima stare este: te gâdi la cineva la telpi, îți imaginezi, te gâdi la cineva la telpi și râzi în hohote. Și totodată citești și știrea. Okay. Interpretă Natalia Gordienco se pare că va aduce publicul și fanul să o nouă piesă de vară. Aceasta a filmat în weekend un nou videoclip exotic. Iar pentru un nou produs muzical, cântăreața a mers în România cu întreaga echipă de producție de la Chișinău. Bravo! Super tare! Da. Iată aici concurență faci serioasă la invitații noștri anterior. Următoare. Cineva ți-a spars roțile, te grăbești la concert și ești foarte supărată. Furioasă, rău de tot. După ce o vreme îndelungată nu ai mai lansat niciun duet, se pare că artista intră în vară cu o nouă colaborare internațională alături de un cântăreț suedez congolez, Mohombi. Piesa se numește Habibi și se pare că este o colaborare cu echipa de producție a băiețelor de la Fly Project, cei cu care Natalia a colaborat la piesa Summertime. Asta e bună. Asta e bună. Da, se simte, tensiune. E și ultima. Mergi cu picioarele goale pe nisip fierbinte, te frige. Hot. Aha, okay. E hot. E mare, e vară, ai ieșit la plajă, n-ai ciupici. Ești okay. Cu picioarele goale. Dar nisipul arde. Videoclipul a fost filmat de regizorul Roman Burlaca, cel care lucrează și cu băiețel de la Carlos Dreams și care recent a filmat pentru noul proiect ca Global Records intitulat Gigi Girls, proiect ce l-a unit pe Antonia Alexandra Stan și Lori. Bravo! Ia de ce? Piesa știi, my da? Friend! My friend! We keep on fighting to the end! We are the champions!
Da, și cum, ce urmează? Do you do the end?